Miercuri, 14 iulie 2021, într-o miercuri exact acum 11 ani și veți vedea ceea ce urmează, de ce această zi de miercuri, ca să spun așa, este importantă pentru persoana de interes numărul 1, Petru Mircea. Madalina Manole a fost ucisă cu sânge rece. Foarte mulți ne-ați adresat întrebări după ce eu împreună cu avocatul Artin Sarkisian am prezentat un video despre caz. Și faptul că avem și un expert în toxicologie, un expert al cărui raport noi îl așteptăm pentru că există un element nou la caz. Și vorbim de elementul nou, să știți că, câte am înțeles, legislația română nu permite redeschiderea unui caz clasat și mai ales după atâta timp, decât dacă există un element nou care nu a fost prezentat în instanță la prima instanță, înainte de clasarea dosarului. Sunt mai multe elemente noi la caz. Din păcate, legislația română nu este în favoarea victimei. Faptul că verdictul acela de suicid a fost bazat pe o anchetă care a avut o multitudine de greșeli grosolane, și vorbesc grosolane, la un moment dat m-am oprit la vreo 34 de erori, greșeli grosolane de anchetă. Și după cum știți, verdictul a fost dat de Petru Mircea și vă spun din dosar acum, chiar dacă am făcut video despre așa ceva. Deci, Petru Mircea îi spune doctorului de la Salvare: Mădălina s-a sinucis, uite, a ingerat acel pesticid. Doctorul de la Salvare lasă o notă scrisă pe victima decedată, pacienta decedată, motivul suicid, îl dă poliției, poliția îl dă mai departe procurorilor și procurorii, bineînțeles, că au mers pe verdictul deja dat, adică de ce trebuie să mai facă anchetă. Nu știu dacă vă aduceți aminte, chiar îmi pare rău că nu am înregistrarea, dar șeful INML-ului care era la vremea respectivă a și dat verdict de suicid până ca să se termine, mi se pare, autopsia. Din păcate, sunt și experți în România care în privat spun că de fapt a fost omor, dar nu au curajul ca să iasă public, să-și confrunte colegii, să spună ceea ce este la caz. Avem norocul că foarte mulți experți străini cărora li s-a prezentat cazul și o să mă mândresc cu acest lucru, că l-am prezentat la foarte multe conferințe internaționale și am vorbit cu foarte mulți experți. Și, după cum știți, și un coleg de la FBI care este în domeniu a și spus că Mădălina a fost ucisă. Dar România încă se... foarte multă lume, în afară de fanii ei, foarte mulți încă merg pe varianta suicidului și parte din vină o au cei care au apărut în mass media și care fiecare în parte a dat câte un motiv suicid, de la blesteme, farmece, faptul că i-a apărut niște fire de păr alb, că nu mai apăreau melodiile la radio, că nu apărea ea în mass media și așa mai departe. Inclusiv Petru Mircea are o serie de motive de suicid. O să vedeți pe parcursul acestei filmări câte motive are și el. Dar niciunul, inclusiv anchetatorii, nu au luat în calcul motivul pentru care l-au prezentat părinții ei și care, de fapt, a fost confirmat. El își avea o amantă și Mădălina nu a acceptat așa ceva și dorea divorțul. După cum știți, la câteva zile după înmormântarea Mădălinei, deci nici la o săptămână, mi se pare, deja paparații o filmau pe amantă instalându-se în casa Mădălinei, își o fac și mașina. Știți că pe parcursul acestor 11 ani, Petru Mircea, pe lângă faptul că și-a confirmat predilecția pentru soliste, prima soție a fost solistă, Mădălina solistă, încă o iubită cu care știm de câte ori s-a mai împăcat și mai este, nu știm cu cine este acum, și a tot solistă. Prima amantă nu era solistă, iar este cu acea amantă, dar mă rog, nu asta ne interesează.
nu ne interesează la modul câte femei au trecut prin cucușul mădălinei, dar pude mădălina pe munca ei. Dar în același timp, dați atenție la cum o descrie el, jumătatea lui. Nu știu, a fost îngropat așa pe jumătate, pentru că cealaltă jumătate văd că se simte foarte bine, dar iubirea vieții lui și așa mai departe. Dar vreau să vă reamintesc că aceste videouri care le dau sunt înregistrările cu unele înregistrări, interviurile lui Petru Mircea. Nu o să dau sursa pentru că se vede foarte clar pe imagine, sunt de la Observator, Antena 1 și ProTV-ul, unele din ele. Nu o să fac o analiză profesională a lui, chiar dacă cu ceva timp în urmă se pare că sunt două videouri în care eu am prezentat o analiză mai puțin decât sumară a lui Petru Mircea și numai declarațiile scrise, dar în același timp și analiza non-verbală din interviuri, inclusiv cea verbală din interviuri. Dar credeți-mă că mai puțin de un minut cu Petru Mircea în interviu este curs de 2 ore pentru studenții mei. La fel cum cazul Mădălinei este un caz școală, omor simulat ca suicid, un pesticid, la fel este și cazul lui. Este un caz școală pentru analiza nu numai a unei persoane de interes, dar o analiză verbală, non-verbală. Și faptul că absolut tot, de la gesturi, de la numărul de clipuri pe minut, de la felul cum privește, felul cum respiră, cuvintele care le folosește și așa mai departe, totul este neconform cu adevărul, ca să nu spun altceva. Deci, haideți să vă prezint primul video, care, lăsând tragedia la o parte, este un video comic. Toate ăurile, ăurile, ăurile lui care le veți auzi, să știți că sunt pauze pentru ca el să-și fabrice o poveste pe care să o spună. Dați atenție la ceea ce spune ca motive de suicid, la timpul care menționează, pe lângă faptul că miercurea, vezi, Doamne, avea niște crize doar miercurea, la un moment dat să spună 2 luni, exact cu 2 luni în urmă începuse, după aceea veniseră vraci cu ceva timp în urmă și așa mai departe. Deci, haideți să începem. Noi am, bineînțeles, și cum bănuiesc și acum, odată ți-am mai spus, stările astea apăreau miercurea și joi, pe la sfârșitul zilei, deja începeau să se stingă alte semne. Asta ne-ai tot povestit. Altcineva necurat s-a petrecut în casa voastră sau ceva necurat în sensul de... Nu cădem în misticism acum, te întreb doar lucruri nefirești. A fost o perioadă... cam... am început să caut, să pun lucruri cap la cap. Cam de vineri până luni, marți, de fiecare dată când Magda suna acasă pe fix, acasă la Ploiești pe fix, special suna ca să poată vorbi cu mama, cu mama ei, răspundea tatăl invocând diferite pretexte pentru a nu i-o da la telefon. Diverse. Ori nu era acasă și asta vreau să spun... mereu se aducea în discuție biserica. Asta m-a era ceva era ceva forțat. Adică ori era plecată la biserică, ori tocmai venise de la biserică, dar nu știu ce s-a întâmplat, ori pregătea ceva pentru biserică, oriceva, totul era legat de biserică. Deci și asta nu știu. Da, deci eu vin dintr-o familie de oameni credincioși cu credința lui Dumnezeu. Nu stăm toți să mergem la biserică de dimineață până seara.
Și alt lucru, o să găsesc până la urmă, o să găsesc până la urmă adevărul ăsta, pentru că mă frământă în continuare pentru mine. Vă invit, pentru că tot vorbim de biserică. Nu știu ce motive ați înțeles voi, motive de suicid pe care el l-a prezentat printre euri, dar ce am înțeles eu, pe lângă faptul că el e foarte credincios și familia lui și o să afle el că îl frământă, până la urmă îl frământa atunci, nu mai știm pentru cât timp l-a frământat, doar pe timpul interviului sau și când era cu amantele imediat după moartea Madalinei. Dar un alt motiv de suicid pe care l-a dat a fost faptul că Madalina își suna părinții, răspundea tatăl ei, ea vrea să vorbească cu mama ei și domnul Manole tot găsea motive că doamna Manole este la biserică și asta am înțeles eu, că de asta s-a sinucis Madalina, nu? Au fost guri care m-au învinuit și mă învinuiesc zilele acestea de tot felul de lucruri, inclusiv că am îndrăznit să scriu pe cruce numele ei, numele ei real. Da, femeia pe care am pierdut-o, mama copilului meu. Pe o cheamă Magda, așa o cheamă. Mircea Magdalena Anca. Asta trebuie să știe lumea. Pe ea am pierdut-o eu. Mădălina Manole trăiește, oameni buni. Nu aveam de ce să scriu pe cruce Mădălina Manole. Pentru că Mădălina Manole trăiește și va trăi atâta timp cât o vom purta în suflet. Petre, ai spus că zilele acelea, mă rog, atunci, erau niște gurile care te învinovățeau de niște lucruri. Care sunt acele lucruri? Noi știm că te-ai referit la gurile rele ale părinților Mădălinei Manole, familiei ei, dar să știi că aceste guri rele, uite, și după 11 ani, și mă refer și la fanii Mădălinei Manole, să știi că și acum ei te învinuiesc. Și nu neapărat pentru ce ai scris tu numele ei din buletin pe cruce, dar te învinuiesc pentru foarte multe lucruri. Asta ca să nu să te citești și să nu le menționez și eu. În același timp, ne-ai dat vestea mare că Mădălina Manole trăiește, doar tu ți-ai pierdut-o pe Magda, dar dacă Mădălina trăiește, de ce te deranjează, mai ales că trăiește prin fanii ei și prin fratele ei, de ce te deranjează când el îi postează melodiile și fotografiile cu ea? Mădălina Manole trăiește, oameni buni. Nu aveam de ce să scriu pe cruce Mădălina Manole. Pentru că Mădălina Manole trăiește și va trăi atâta timp cât o vom purta în suflet cu toții. Și o veți purta în suflet cu toții. Câtă vreme o să se asculte melodiile ei și a lăsat atât în urmă. N-a dispărut, n-are cum să dispară. Și că o să se asculte melodiile ei și multe alte melodii ale ei. O să mă ocup personal de treaba asta. Așa cum plănuisem împreună. Ea a vrut să păstrăm pentru noi toată bucuria și toată frumusețea relației. A vrut să o păstrăm pentru noi. Doar pentru... Ei, puiule, vezi? Am foarte multe întrebări pentru tine. Da, noi o păstrăm în suflet. Nu știu cum ai păstrat tot un suflet, mai ales că atunci sufletelul tău era jumătate înmormântat, celălalt sufletelul tău era în pat cu tine după ce a fost înmormântată, ce știi, amanta la aia mă refer. Ai spus că te vei ocupa personal de ca noi să-i ascultăm cântecele ei, pentru că Mădălina nu a murit. Și nu știu, ce ai făcut în acești 11 ani? Câte cântece noi am auzit noi de ale Mădălinei, asta una la mână, nu știu dacă te-ai ocupat la fel cum te-ai ocupat și de mormânt, pentru că tu te-ai dus la mormânt doar când presa încă mai era interesată, familia Manole ducându-se la cimitir, știți că îți plăcea să faci așa un circ cât de cât mediatic, să arăți cât de îndurerat ești tu ca văduv. Dar imediat după moartea părinților Mădălinei Manole, după cum am citit în presă, mormântul este total ignorat. Văd că nu te-ai ocupat de mormânt, la fel cum te-ai ocupat niște muzica ei care să ne-o dai să o ascultăm ca să te citezi. Ați avut ceva ce foarte mulți oameni nu au și era normal să încercați să o păstrați pentru voi. O relație minunată și un copil absolut, absolut extraordinar.
care, din păcate, nu va cunoaște niciodată dragostea de mamă și nu va avea după cine să strige mama. E atât de greu, trebuie să fii și tată și mamă. Și eu cred că o să reușești asta. Eu știu că am să reușesc. Pentru Magda, pentru Magda noastră, a mea și a lui Petru. Doar pentru ea, doar pentru ea îmi caut înăuntru meu fărâma aia de putere care să se rostogorească și să mă ajute să trec peste toate mizeriile astea care se întâmplă. Lumea vă știa și erați cuplul perfect. La un moment dat și cei din formație spun... Să vorbesc despre treaba asta... Da, într-adevăr, a început să devină tot mai tristă. Iar motivul ăsta va ieși ca uleiul la suprafață. Așa cum iese adevărul la suprafață. Pentru că adevărul înseamnă Dumnezeu. Și Dumnezeu va alege momentul acela. Pentru că așa... Asta e legea firii. Și credeți-mă că... Ei, puiule, Petre, cu ce să încep? Că sunt câteva cuvinte cheie aici. Știi, adevărul este la suprafață ca uleiul, l-a implicat pe Dumnezeu, că o să aibă grijă la timpul potrivit, dar, de fapt, tristețea aceea pe care tu o menționezi, nu crezi că îi se datora Mădălinei datorită faptului că aflați de prietena voastră comună, a ei, de fapt, cea care s-a mutat la ea în casă imediat după mormântarea ei, noroc cu paparații, și mi se pare că ați fost de mai multe ori într-o relație, iar v-ați despărțit, iar sunteți împreună și tot așa. Și apropo de ceea ce ai spus tu de iubirea aceea puternică, Magda e doar pentru tine și Petre, pentru amantă nu este, pentru iubitele tale nu a existat Magda. Și încă ceva, scuză-mă, nu rezist, trebuie să menționez, e o chestie, un spoiler alert din cursul care îl țin despre tine. Știi, atunci când te-ai forțat tu așa să plângi, fii atent că mușchii durerii efectiv nici nu s-au mișcat. Deci teatrul acesta care ai încercat tu să-l joci, să ne arăți nou cât de îndurerat ești, scuză-mă, nu merge. Ești un actor prost. Pierduse fărâma aceea de voință care să o facă să treacă pragul. De când au apărut aceste lupte interioare? De cam de 2 luni. Adică pot spune că fix de 2 luni. Erau niște stări prin care își exprima dorința de a ne veghea din altă parte. Și avea convingerea că ne va fi mult mai bine. Ea a fost împăcată cu lucrul sinucideri, cu gândul alegerii. Din moment ce vorbea despre lucrurile astea cu convingere, se poate spune că era împăcată. Îi vorbea lui cu convingere despre sinucidere și nu odată. Însuși, soțul Mădălinei spune că stările depresive se repetau periodic. Avea nevoie de ajutor. A dus-o la medic? Da, sigur că am dus-o la medic. Bineînțeles că am dus-o. Da. Care a fost relația pe care a avut-o cu medicii? Nu... În situația asta n-a reușit nimeni să intre în sufletul ei. Medici sau vraci, așa cum acuzau părinții Mădălinei, greu de spus. Cert este că bărbatul a ajuns în casa familiei Mircea sub titulatura de... Petre, hai să-ți mai spun ceva. Acest video este primul care l-a dat după moartea ei pe 27 iunie, deci la 10 zile după moartea ei, ca să-ți aduc aminte. Este și prima parte cu care eu încep cursul despre tine. Și vreau să răspund și celor care ascultă acum și să spun și ție că chiar dacă tu ești un actor de proastă calitate, trebuie să știi că ești foarte șmecher. Tu care l-a folosit reportera alegere, tu o să-l repeți ceva mai târziu. Vezi că prea dai atenție la cuvinte. Te dai de gol foarte multe cuvinte și acesta o să-l repezi tu mai târziu, să vezi. Să-ți reîmprospătezi memoria. Dar încă ceva, apropo de medicii care ai dus-o tu, nu există nimic la dosar că ea a fost la medici. Mă rog, aici trebuie să dau vina și pe anchetator, dar o să se intereseze de
este lucrul acesta, dar în același timp iar revin că este și vina ta pentru că tu n-ai declarat absolut nimic. Ceea ce declară în interviu cu declarația ta din de la dosar, declarațiile, pardon. Ce vreau să îți mai aduc aminte, singura valoare psihologică care a avut-o Mădălina a fost în România, deci în urmă și totul, deci psihologul spitalului a spus că totul era absolut în regulă cu ea, deci nu avea niciun fel de probleme psihologice, așa cum vrei tu să ne induci în eroare. Am făcut împreună cu Sfinții Părinți tot ce a fost și omenește și duhovnicește posibil. Dar se pare că ăsta a fost drumul ei și așa a trebuit să se oprească aici. Sunteți o persoană religioasă? Văd că aveți o brățară. Foarte religioasă, da. Destinul ei, și asta se va vedea în timp, a fost exact destinul unui înger rătăcit pe pământ. Dumnezeu ne-a ajutat. Dar o să vedem, nu ne dăm din prima seama despre ajutorul pe care ne dă Dumnezeu de cele mai multe ori. Și despre modul cum așează el lucrurile. O declarație cutremurătoare, prin resemnare. Îi putem spune sinucidere în anumite cazuri, dar în alte cazuri îi putem spune alegere. Îi putem spune eliberare. A fost dintotdeauna un înger. Adevărul despre moartea Mădălinei pare să plutească undeva. Petre, ai văzut cuvântul alegere, cum te-a influențat reporterul în cuvinte și cum știi foarte bine așa să ți le alegi, ți aduce aminte așa, ai o memorie cât de cât bună la niște cuvinte, memorie pe termen scurt mă refer, cum le aduci tu în plan, îți plac cuvintele și știi să le folosești pentru ca să ne faci să crezi că a fost alegerea ei. Apropo de destinul ei și de alegere, Tu ai spus că în unele cazuri poate să fie suicid, poate să fie alegere, dar poate să fie și omor, să știi. Asta ca să închei. Deci, crede-mă că nu te-am uitat, mulți nu te-am uitat și nu te vom uita pentru foarte mult timp. Dacă Mădălina a fost un înger pe pământ, că ăsta i-a fost destinul și tu ești o persoană de interes. La revedere!